Astăzi vom vorbi despre top 10 parfumuri de la Avon pentru sezonul cald, într-o selecție pe care am făcut-o după preferințele mele. Sunt parfumuri pe care eu le am și sunt de actualitate, adică pot fi comandate din catalogul Avon în momentul de față oricare dintre cele menționate în următorul clip. Nu voi insista cu detalii pe fiecare parfum, ci voi spune doar lucrurile esențiale și motivul pentru care ele se află pe locul respectiv. O să începem cu locul 10, un parfum achiziționat de curând. Este vorba despre celebre Fresh. Acesta este un parfum fresh fructat, se simte foarte bine lămâia, dar nu are senzația de amar. Îmi place foarte mult, singurul minus este că nu persistă foarte mult, dar personal nu mă deranjează în general să mă parfumez mai des. De asemenea, acesta are și un preț foarte, foarte scăzut. Acest parfum este foarte plăcut, foarte potrivit pentru vară, pentru zile călduroase, pentru vacanțe. Notele sale dau o stare de bine, de relaxare. Următorul, locul nouă, este Eve Truth. Este tot un parfum fresh, este mai puternic decât celebrul fresh, miroase mai sofisticat și mult mai bogat în arome, este mai floral și mai fructat, este un parfum de zi, persistă bine, poate fi potrivit și pentru seară, de ce nu? Este o combinație foarte frumoasă de fresh floral, miroase curat, este potrivit pentru orice vârstă. Pe locul 8 este situat Mesmerize Red, un parfum cu tentă orientală datorită notelor sale de condimente. Un parfum floral potrivit pentru vreme caldă datorită notelor sale oceanice, care îi dă un aer răcoros, fresh. Îmi place foarte mult acest parfum, se poate vedea cât de mult am consumat din el. Singurul minus pe care îl are este că nu persistă foarte mult, dar este ușor de purtat ziua cât și seara, deoarece notele sale picante sunt învăluite de note dulci, vanilate, dar nu gourmande. Locul 7, Luminata, un parfum floral având bujorul ca notă principală care se resimte cel mai bine. Este foarte puternic și înțepător, mirosul de flori și fructe dulci. Este un parfum floral perfect pentru zi, este chejual, energizant, un parfum puternic care miroase aproaspăt, acurat, a un buchet de flori proaspăt culese, un parfum care chiar atrage atenția. Locul 6, Cherry Escape un buchet puternic de note florale și fructate, se resimte foarte ușor o notă acrișoară, dar un acrișor gurmand. Genul acela de fructe zemoase care te fac imediat să poftești la ele și să salivezi când le vezi sau miroși. Acest parfum îți dă un aer de calm, o stare de bine, de vacanță, de picnic într-o grădină cu flori. Inclusiv numele său îi subliniază aceste trăsături. Mai departe, pe locul 5, avem Maxima, un parfum floral dulce, ușor pudrat, cu note de iasomie și nectarină predominant. Un parfum destul de asemănător cu Olimpea de Pacorabane, asta dacă nu ar fi avut acele note de Imortela, care miros similar cu iarba proaspăt tăiată și poate cu frunze de portocal. Unicitatea acestui parfum este exact acea aromă de verdeață. Mai departe, pe locul 4, un parfum care s-a bucurat de o mare popularitate de la Avon, Mesmerize Black, un parfum oriental seducător, cald, foarte ușor picant, se resimte iasomia învăluită de ceva ce seamănă cu scorzișoara, zic eu. Prefer mult mai mult acest Mesmerize decât Mesmerize Red, consider că acesta este mult mai bine făcut, este potrivit predominant seara, este discret și atrăgător. Mai departe, pe locul 3, un parfum foarte bine omogenizat, Yves Confidence. Este un parfum cald, dulce, elegant și sofisticat, dă senzația de parfum cremos, fructat. Este un parfum foarte casual, este genul care merge foarte bine ziua oriunde și oricând. Pe locul 2, If Dead, Sensual and Radiant. Acest 2 nu nu, cum îmi place mie să-l numesc, o să ocupe locul 2. Pe acesta însă o să-l descriu separat, ca set, nu ca un singur parfum, pentru că până acum nu l-am purtat combinat. O să începem cu Sensual, acest parfum floral, fresh, puternic. Este pentru zi, nota de senzualitate este dată de notele de piper roșu, este într-adevăr atrăgător, îmi place foarte, foarte mult. Radiant, în schimb, este un parfum floral ciprat de zi. Este un parfum energizant, îndrăzneț. Întruchipează femeia veselă, pozitivă, optimistă. Este într-adevăr radiant. Îi se potrivește foarte bine numele pentru că te face să radiezi. Acesta îmi place mult mai mult decât Sensual. Ok, pe locul 1 avem Eve Contrast, Calm and Daring, tot un 2-in-1. Pe acesta l-am achiziționat de curând, acesta mi se pare cu mult, mult mai bine făcut decât primul duet. O să vă vorbesc despre ele tot separat, pentru că nici pe acesta nu l-am combinat, mi se pare și păcat de ele, pentru că sunt foarte bine făcute separat. O să începem cu Daring, acesta mi-am de la Vie Belle, de la Lancome. Este un parfum foarte, foarte plăcut, foarte bine făcut. Predominant se simt notele de paciuli și zmeură. Este un parfum puternic, miroase a scump și este cu adevărat îndrăzneț. Celălalt, Calm, este o combinație florală de gardenie și paciuli. Miroase foarte puternic, este elegant și relaxant. Are un miros de floral natural, nu sintetic. Și acesta, mirase scump, este un parfum de zi și te face să te simți înconjurată de o atmosferă de calm și fresh. E bine, acesta a fost topul parfumurilor potrivite pentru vară de la Avon. Dacă vă place conținutul acestui canal, nu uitați să dați like, share și subscribe și noi ne reauzim în clipurile următoare. Toate cele bune! papa! Pa!